vă ridicați. Am intrat cu un gest, dar am dat din cap. Știți? Dumneavoastră, ce o să fi spus în mintea dumneavoastră? Câtă educație vă asta? Ne salută pe toți? Nu vă salutam. Vă număram. Sunteți aproape toți. Asta se numește vrăjeală de 3 lei sau, mai bine zis, ceea ce fac guvernanții cu noi, v-am manipulat. Vă simțiți un popor manipulat? Acum întrebarea următoare sună în felul următor. De unde provine cuvântul a manipula? Vă spun eu. Mani? De la Comunitatea Europeană. Restul ce ne-au dat ăștia 31 de ani. Complimente de la faraonul Iohannus. El, Băsescu, Schiorul, Chioru, ne-a nenorocit poporul. Să nu mai fac politică. Dacă fac politică, vă dați seama că toți facem politică, s-a ajuns să facă politică până și în WC-uri. Să screme lumea. Poate salvează țara de la nenorociri. Zicea tamponatul Băsescu, să-l citez, că iarna nu-i ca vara. Câte dreptate avea al dracu. Frig afară, frig în casă. Că primarul Dan nu vă dă căldură. Astă vară, ce vremuri! Căldura aia nimicitoare fierbea asfaltul sub tălpi și se făceau bătăturile popcorn. Era limbărele pe stradă, le cădeau la bărbați limba din gură pe pantofi. Ălea mai slabe, mai crăcănate, umblau toate, poate, poate. Ce vremuri! Am fost la o petrecere asta, ca să nu vorbim de iarnă, că ne întristăm. Am fost la o petrecere, azvara era, până august. Și știți cum e o vorbă, unde bea unul, bea șase. A invitat, era la mine pe stradă. Muzică, gălăgie, dansau, chiuiau, zic, bă, intru și eu. Dacă auziți pe stradă, gălăgie, muzică, băutură, intrați și veți, că nu vă întreabă nimeni al cui sunteți. Merge! Am băut, m-am făcut cocă, am mai luat o cană de vin, trece unul pe lângă mine și zic, să trăiască mireasa. Și ăla, îmi dă un pumn în ochi. Zice, nu e nuntă, e mormântare. E mormântare cu orchestră? Da, vecinul îngroapă pe soacră sa. Vă dați seama cât de mult a iubit-o dacă i-a scris pe colivă la mulți ani. M-am îmbătat, m-am matrofoxat, că îmi place să beau, recunosc că am băut și mai devreme, ca să am curaj. Da, fratilor, și culmea culmilor, când îți bei creierii, încurci. Încurci fel de fel de probleme și nevasta o încurci. Eu locuiesc chiar aici, aproape de Gara de Nord. Bă, fraților, beat cum eram, am greșit mijlocul de transport. În loc să iau tramvaiul, am luat un tren. M-am urcat în tren, trenul soarelui. Ultimul răgnet. O viteză? Iohannis vorbește repede. Am plecat marți, am ajuns marți. Aer condiționat în tot trenul, că spărsese lumea geamurile. M-au văzut și eu că sunt cu bancurile, cu glumele, cu tâmpeniile, le-a spus bancuri, m-au cinstit, m-am îmbătat mai rău, m-am trântit așa pe fund și m-am culcat. Nu știu cum dracu am adormit. În timp ce dormeam, vine unul la mine, îmi dă una în inversul feței. Și îmi zice, scoală. Mă uit la el și îl întreb, ce? El zice, scoală. Ce? Pe tine.
Bă, lasă-o dracu, că eu am mai auzit scoală, dar să mă scol pe mine, nu știu. Zice, scoală că trag un clește în gură. Nu da și nu fă platfus. Mă ridic acum. În timp ce mă chinuiam să mă ridic, mi-a trecut cu minte reclama aia de la televizor. Apare unul cât și cât și zice, sunt cetățean european și am drepturi. Zice, să vezi ce-i fac lui ăsta. Mă ridic și le-au la rost. Cine ești tu, mă, zici mie, scoală, scoală sau ce dracu zice acolo? Tu știi că eu sunt cetățean european și am drepturi? Cine ești tu? Și el zice, Nașu. Zic, Nașu? Nașu cui? El zice, Nașul trenului. Fie al dracu cât bani ai avut, ei cununa pe toți? Zice, scoală și coboară, că îți dau un clește în gură. Cobor. Nu știam ce direcție avea trenul. Am ajuns la mare. Era la mare. Cam aflat de la lume unde suntem. Am mers cu turma, că noi avem spirit de turmă. Unde merge unul, mai merg 50. M-am dus eu cu ei. Am ajuns în stațiunea Mămâia. Pe cuvântul meu așa îi zice, pentru că palmiere afară, mămâile pe plajă. Mă plimbam eu pe marginea mării, că nu știam dracului, că n-am văzut decât prima oară în viața mea, anul trecut, anul ăsta dracului, am văzut marea. Și zic, Doamne, s-a spart vreo conductă, câtă apă. Și cum privim așa, vine unul la mine care cred că mă cunoștea, că mi-a zis pe nume, la ce te uiți, mă, Bogule? Zic, mă uit la gârla asta. Și el zice, nu e gârlă, e Marea Neagră, marea noastră. M-am trezit din băutură când am aflat că încă mai a noastră. Cum dracu de n-au vândut-o ăștia. Nu e timpul pierdut. O să o vândă pe sistemul japonez, ia cana de cana. O să rămână numai nisipul, cu muierile din ziua de astăzi beau mai mult decât bărbații, că nu puteți să ziceți că nu. O să plece muierea să-și răcorească creierii, nu o să știe că e numai nisip, o să sară, o să rămână înfiptă în nisip cu capul și turcul de-abia așteaptă poziția aia. Nu ăla care a cântat mai devreme, altul. Mă plimbam așa pe farleză, să mă bată vântul în freză. Mi-a luat o bericioică să mă bine dispun și priveam lumea. Un tablou extraordinar. Dacă o să mergeți, că mai sunt șase luni de zile și vine vara. O să mergeți vara asta la mare. Că ne anunță, eu anunț asta, că a trecut pandemia și e liber la mare. Mergeți tot la mare să vă uitați cele mai simpatice ființe de pe plajă, bărbați. Să vă uitați la bulanele bărbaților, muierilor, cu voi vă răbesc. Râdeți de vă zăpăciți. Unii mai crăcănați ca alții. Sunt unii nici măcar nu au picioare, macaroane cu păr. A trecut pe lângă mine unul astăvară, n-avea macaroane, tăiței. I-a zis, nu te grăbi, mergi că te înfici în plajă. Noi ca noi, bărbații, dar și voi femeile nu sunteți dravene. Nu se mai poartă sotiene? Pormă cu un ghem de sfoară îmbrăcată toată plaja. Ați în față, ați în spate? În laterale niște noade? Dacă te lipești de una, când o duci la hotel, nu zici dezbracă-te, deznoadă-te. Iar alea fără sotiene... Sunt alea trecute de 50 de ani. Femei îndrăznețe. Au ce să arate și să se laude. Marea majoritate din ele sunt foarte... țanțoșe. Era una, se chinuia să ridice după cerceaf. I-am zis, cu atenție, domnule, să nu călcați pe ele. Mi-a zis, bețivule. Zic, da, doamnă, eu dacă nu beau două zile, pot să stau drept. Dar ale dumitale nu mai stau drept nici dacă le cânt prohodul. M-am dus mai încolo și văd pe unul.
cu nevastă sa. Zice că așa sunt cuplurile. Grasul cu slabul, blondul cu brunetul. Ea era ruptă din Neckerman, din revistă de modă. Avea un mijlocel tras printr-un tunel. Ce să mai lălăiesc, băi? Era cât coțetul la găini. Se vedea sub ea cearceaful, ziceai că stă pe Batista. Bărbatul Schwarzenegger. Unul, atâta. O dădea pe o umflată cu alifie. Cu ce credeți că o dădea? Cu trafaletul. Băga trafaletul în găleată și dă-i pe umflată. Flânca, 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 flânca. La un moment dat strigă, țâța! Ia o halcă de carne cu sfârc, o aruncă pe spate, mai dă jumătate de găleată și pe țâța aia. Numai eu gălețile în beția mea, 6 găleți. Zic, băi, de nebunule, cât ai dat pe asta, îți ucredeai un apartament cu 3 camere. Dar dacă dragoste nu e, te dau cu alivie. I-a lăsat în pace că nu poți să te iei în gură cu ei. Și mi-arunc ochii mai încolo și îl văd pe unul. Atât avea magazia de alimente. Țapă îndată. Sfărăia umflatul de tremura umbrelele pe plajă. Lângă el un copil lingea o înghețată. Trage o limbă, două, se împiedică ducea și apoi sare înghețata. Direi la umflat pe noptieră. Ăla când a simțit-o a făcut din somn. Am uitat să vă spun, era înghețată, era de cacao. Când a văzut cacao pe noptiere, a luat-o cu scârbă, a aruncat-o, s-a uitat în aer și a zis, frățai dracu de pescăruș. Parcă n-aveți mațe, aveți frigidere. Aici vreau să ajung și să vă zic, avea dreptate tamponatul. Iarna nu-i ca vara.